La Pitești a avut loc prezentarea candidaților la alegerile europarlamentare și locale din 9 iunie. Ostilitățile au fost conduse de către președintele USR Argeș, senatorul Narcis Mircescu, iar printre invitații s-au aflat politicieni din conducerea celor trei partide, USR, Forța Dreptei și PMP, de la nivel național. Nu au lipsit de la această ceremonie de prezentare președinții Cătălin Drulă, Ludovic Orban și Eugen Tomac. De la această întâlnire nu avea cum lipsi nici candidatul Alianței Dreapta Unită la primăria municipiului Câmpulung, Elena Lasconi, care a fost aplaudată minute în șir de către cei aflați în sală. Alături de primarul municipiului Câmpulung s-a aflat și candidatul USR de la Buia de Jos, Mihai Anache, care și-a prezentat o parte din programul electoral. Despre această întâlnire și coagulare de forțe politice și despre abordarea campaniei electorale a vorbit președintele USR Argeș, Narcis Mircescu. Urmează ca imediat după sărbătorile pascale, Dreapta Unită să intre în luptă și să demonstreze că tot ceea ce au spus se va adeveri. Din punctul meu de vedere va fi o campanie pozitivă, se ocupă alții cu o campanie murdară. Este cel mai mare eveniment al USR-ului și al Dreptei Unite din județul Argeș. Cred că o să fie între 400 și 700 de oameni. Și de dimineață am votat pentru candidații care vor fi pe lista Consiliului Județean din partea USR-ului. Fiecare, Forța Dreptei, au votat separat și cu PMP-ul. Și sunt absolut sigură că deși PSD și PNL se culcă pe urechea că acest popor este anesteziat și practic nu le mai pasă de ce se întâmplă, sunt absolut sigură că oamenii inteligenți, oamenii de bună credință vor ieși la vot și vor vota Dreapta Unită, adică USR cu Forța Dreptei și cu PMP. Asta se va întâmpla și la Câmpulung, este foarte important ca toată lumea să înțeleagă că și la o primărie ai nevoie de majoritate în Consiliu și dacă au încredere în mine, pentru că muncesc atât de mult și pentru că am livrat atât de mult, o să-i rog să fie alături de mine și cu echipa. Din câte am înțeles, dacă în Câmpulung există unele probleme, am înțeles că biroul de conducere al Dreptei Unite, al PMP și de fapt așa, au demisionat, au trecut la PNL. Să fie sănătoși, ce să zic, nu este nicio problemă. Noi avem alianța făcută pentru Câmpulung și a fost și semnată și depusă. Așa este, așa consideră unii să facă politică, este ca la Câmpulung. Așadar, la Câmpulung, pe listele de consilieri, vom avea doar USR, nu? Nu, vom avea și candidat de la Forța Dreptei. Avem și candidat la Forța Dreptei, da, nu? Da, chiar dacă au plecat din partid, s-au mutat? Sau... Da, este treaba lor cum se organizează, dar sigur va fi și candidat din partea Forței Drepte. Alături de primarul municipiului Câmpulung s-a aflat și candidatul USR de la Buia de Jos, Mihai Anache, care și-a prezentat o parte din programul electoral. Cu gânduri bune pentru oamenii pentru care vin aici, pentru proiectele pe care le avem la Buia de Jos, pentru că Buia de Jos este universul meu. Înainte de acest partid, această formațiune în care am intrat, minunată, o formațiune de dreapta, niște oameni extraordinari de la care aștept să mă ajute să ne ducem la îndeplinire proiectele pentru concetățenii mei de la Buia. Gaze, canalizare, drumuri și tot ceea ce ne dorim noi, o infrastructură în general mai bună, un sistem de educație și de sănătate mai bune, într-un cuvânt, o viață mai bună. S-a coagulat Dreapta Unită la Buia de Jos? La Buia de Jos, să știți că s-a coagulat o Dreaptă Unită așa cum nu mă așteptam. Am reușit într-un timp scurt să-mi formez o echipă bună care merge cu mine în stradă și iată că astăzi am 8 persoane, suntem 9 persoane participante la evenimentul de Americul 3 autoturisme. S-a coagulat o Dreaptă Unită la Buia, care e un proces de durată. Noi n-am făcut o organizație care se ține pentru o campanie electorală, ci o organizație pentru viitor, o alternativă la stânga, care nu ne-a adus nimic bun deocamdată. Despre această întâlnire și coagulare de forțe politice și despre abordarea campaniei electorale
a vorbit președintele USR Argeș, Narcis Mircescu. Pornim cu gândul la victorie. Victorie 9 iunie, Alianța Dreapta Unită reprezintă astăzi dreapta românească. Avem o responsabilitate pe umeri, responsabilitatea celor care doresc un alt fel de politică. O politică care să fie adresată cetățenilor. O politică de dreapta, fără taxe și fără privilegii pentru aleșii din zona centrală sau din zona locală. Astăzi, Alianța Dreapta Unită este soluția pentru guvernare. În 9 iunie, cetățenii vor avea de ales între stânga comasată, PSD-PNL, Alianța Dreapta Unită, USR-PMP, Forța Dreptei și extrema rusofilă, AUR și SOS. Veniți cu încredere la vot, există soluție, Alianța Dreapta Unită, atât la alegerile parlamentare, cât și pe toate buletinele de vot de la alegerile locale. În Argeș aveți candidat la toate primăriile? Avem candidați la 92 de primării. Încă în 10 localități nu avem candidați la primării, însă din cele 92 de localități mergem cu șanse la victorie în peste o treime din ele. Urmează ca imediat după sărbătorile pascale, Dreapta Unită să intre în luptă și să demonstreze că tot ceea ce au spus se va adeveri.